Situație dezamorsată temporar. Complexul energetic Hunedoara a reluat contractele comerciale cu Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului. Decizia vine în urma protestelor spontane care au avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la mina Paroșeni. Astfel, până la finele acestei luni, CEH va achiziționa huila de la minele neviabile din Valea Jiului. La începutul lunii mai, societatea noastră nu a livrat cărbune către complexul energetic Hunedoara, iar mina Paroșeni, având o capacitate de însilozare de doar 1800 de tone, această capacitate s-a atins maximul acestei capacități, iar timp de două zile noi a trebuit să oprim abatajele și să oprim activitatea de extracție. Bineînțeles că minerii și-au manifestat nemulțumirea și au ales această formă de protest pentru a-și cere dreptul la muncă. Îmbucurător este faptul că, începând cu ziua de astăzi, pe baza unei comenzi emise de către Complexul Energetic Hunedoara, societatea noastră începe livrarea cărbunelui. Comandă făcută pe perioada 14-31 mai pe 50.000 de tone de cărbune la un preț de 50 de lei gigacaloria. Spuneam că îmbucurător pentru noi este, și asta le-am explicat la oameni și la schimbul astăzi în sala de pontaj, pentru noi este îmbucurător faptul că începem livrarea și putem să mișcăm avantajele, pentru că am stat deja două zile cu ele, plus weekendul. Prețul este mult mai mic față de cel care a fost convenit de Guvernul României cu Comisia Europeană pentru închiderea minelor neviabile. Această sumă nu îi mulțumește pe liderii de sindicat, care spun că vor notifica responsabilii de la Bruxelles. Nu ne mulțumește prețul, dar am primit asigurări de la directorul general că pe luna mai nu vor fi afectate salariile minerilor. Iar de aici încolo, legalitatea prețului, că e mai mare, că e mai mic de 50, este treaba altora să o rezolve. Prețul stabilit de Comisia Europeană pentru livrarea huilei de la unitățile miniere neviabile din Valea Jiului către termocentrale este de 64 de lei pentru o gigacalorie. Prețul oferit pe bază de comandă de cei de la Complexul Energetic Hunedoara este cu 14 lei mai mic, lucru care va afecta serios programul de închidere a celor trei unități miniere de la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului. Mai mult, reprezentanții sindicatului Huila au solicitat parlamentarilor din Valea Jiului, primului ministru Victor Ponta, dar și președintelui României Traian Băsescu, deblocarea situației.